În clasa 7-a, cu predare în limba germană a școlii Ioan Luca Caragiale din Sibiu, sunt 18 elevi. Sălile de curs puține și introducerea clasei 0 în școli a făcut imposibil ca aceștia să învețe în prima parte a zilei. Părinții au luat inițiativa și au hotărât să cumpere un modul. Părinții au venit cu inițiativa, mi-au propus să achiziționăm pe cheltuiala lor un astfel de modul. În 8 ore a fost montat. Elevii dispun aici de toate condițiile. 33 de metri pătrați în care au căldură, iluminat și mobilier școlar nou. Este căldură suficientă, lumină. Păi sala de curs are 50 de metri pătrați, o clasă standard, în care ar trebui să fie practic între 25 și 30 de elevi. Deci raportat la media de suprafață pe relev, ne încadrăm. Elevii sunt foarte mulțumiți de noua clasă, dar mai ales de faptul că învață de dimineață și pot să-și organizeze timpul mai bine. Singura lor dorință este o tablă mai mare. E călduroasă, îmi place și avem nevoie de o tablă mai mare. În rest e ok? Da. E foarte frumos și e mult mai bine decât să stăm în școală. Și pentru că facem ore dimineața, avem mai mult timp să învățăm după ore și să ne odihnim. Ne-am acomodat toți, ne place foarte mult pentru că suntem de dimineață și avem mai mult timp de masă. Avem timp să facem și alte activități extrașcolare. Sala de clasă inedită a costat 7.500 de euro, banii fiind suportați în totalitate de părinți. Modulul va rămâne în proprietatea școlii atunci când elevii vor merge la liceu.